Hello și bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. Pentru cei care nu mă cunosc, numele meu este Anda Vasilescu și mă bucur tare mult să vă am aici. Astăzi avem un haul, să-i spunem, cu alimente low carb. Sunt practic alimentele care nu-mi lipsesc niciodată din casă și din frigider și sunt alimentele mele de bază pentru o dietă low carb. După cum vedeți aici, am un blat de bucătărie plin cu alimente. Asta ca să vedeți și faptul că alimentația low carb nu este neapărat restrictivă. Foarte multă lume spune că în momentul în care nu mai mănânci zahăr și carbohidrați, ce-ți mai rămâne, ce mai poți să mănânci după? E, uite, am dovada aici că poți să mănânci destul de multe lucruri și foarte multe dintre ele sunt foarte gustoase, mă rog, toate sunt foarte gustoase dacă mă întreb pe mine și cu siguranță toate sunt foarte sănătoase și vă oferă necesarul zilnic de orice aveți nevoie, de la proteine, carbohidrați, grăsimi, minerale, vitamine, absolut orice vă doriți și orice are nevoie corpul vostru, în principiu se găsește aici la mine pe blat. Așa că haideți să începem să vă arăt, să începem acest haul. Și să vă arăt cam care sunt alimentele pe care se găsesc tot timpul la mine în frigider și care constau în mic dejunul și cina mea. Pentru că, după cum am mai spus și în clipurile anterioare, eu practic intermittent fasting, ceea ce înseamnă că nu mănânc dimineață. Prima mea masă este în jur de 12 și jumătate, 1, cam în jur de ora aceea. Dacă sunt acasă și nu sunt la birou, se întâmplă să mănânc și puțin mai devreme, 11 și jumătate, 12, dar în jurul prânzului este prima mea masă și de aceea îmi place să-i spun mic dejun. De aceea mesele mele constau din mic dejun și cină și cam atât. Însă, cum o să vedeți în niște clipuri viitoare, mesele sunt suficient de consistente încât să înlocuiască cele 3 mese și 2 gustări pe care ar trebui să le avem conform sfaturilor din ultima vreme în ceea ce privește dieta și nutriția, însă eu prefer să mi le comasez în 2 mese care să conțină absolut tot ceea ce am nevoie, tot aportul caloric de care am nevoie într-o zi în funcție de activitatea pe care o am în ziua respectivă. Nu mă cântăresc, nu calculez absolut nimic din mâncare, am ajuns în punctul în care corpul meu știe de câtă hrană are nevoie și mă opresc din a mânca atunci când m-am săturat. Haideți să începem. O să vă iau puțin mai aproape. Mi-am adus un scaun pe care să stau și care pare a fi cea mai bună variantă, în așa fel încât să mă vedeți și pe mine și să vedeți și alimentele de aici. Aș vrea să începem cu legumele, pentru că legumele sunt destul de importante în alimentația noastră, orice tip de dietă am avea. Este destul de important să mâncăm legume. Legumele de breakfast sunt așa. Avem aici niște valeriană. Avem o salată verde. Salată verde avem aproape de fiecare dată în casă. Ori valeriană, ori orice fel de salată verde de la pungă vreți să vă luați. Ideal este să fie o frunze verzi. Chiar sunt foarte bune. Știu că este un clișeu, dar sunt foarte bune. Castraveți. Ardei capia. Îl prefer pe cel capia. Roșii. Roșiile sunt legumele mele preferate. Ceapă, ceapă verde și usturoi, am adus aici toate tipurile de ceapă verde pe care le am în casă, ceapă roșie, ceapă albă și ceapă verde normală. Bineînțeles, avocado, nelipsitul avocado, mănânc avocado în fiecare zi, nu-mi plăcea înainte, dar acum începe să-mi placă din ce în ce mai mult. Și lime sau lămâie sunt lucrurile pe care le pun în salată, cu care îmi încep ziua câteodată, îmi fac limonadă. Lămâia este nelipsită din casă și mă gândeam să o menționez și pe ea, probabil că și la voi este tot nelipsită din casă. Acestea sunt în general legumele pentru micul dejun și se mai adaugă la ele ridic și măsline, mărar și pătrunjel de foarte multe ori. Pe acestea nu le mai aveam acum în frigider, mă rog, mai aveam câteva măsline, dar nu puteam chiar să vi le arăt. Și ele reprezintă mic dejun, legumele pentru mic dejun. Trecem la legumele pentru cină, pentru că și ele sunt destul de importante și acolo am observat că lumea are cele mai mari probleme. Și o să încep cu cartoful dulce. Cartofii dulci sunt sursa de carbohidrați pe care mi-o iau în fiecare zi.
aproape în fiecare zi, dacă nu chiar în fiecare zi, consum cartof dulce, fie că este el fiert, copt sau făcut la grill, la grillul de la Tefal. Ei conțin destul de mult zahăr, cel mai puțin zahăr îl au în momentul în care îi fierbem. Dacă îi punem la cuptor și îi coacem sau îi punem pe grill, încep să se formeze mai multe zaharuri și încep să aibă mai mult zahăr. Dar au un indice glicemic destul de scăzut și nu conțin amidon precum cartofii albi. Repet, acestea sunt nelipsiți de la cinele mele și nelipsiți din casă. Următoarea legumă nelipsită din casă este brocoliul. Da, știu foarte multora dintre voi nu le place brocoliul, mie îmi place foarte, foarte mult, îl pot mânca crud, fiert, tras la tigaie, îl prefer tras la tigaie, dar în orice variantă îmi dai brocoli, îmi place enorm, enorm de mult. Un alt lucru care de obicei nu lipsește este fasolea congelată, fie că este ea galbenă, fie că este ea verde. Mi s-a terminat cea verde, așa că am rămas doar cu cea galbenă. Pe lângă asta se mai adaugă spanacul congelat. Spanacul proaspăt, sincer, nu mă omor după el, pentru că trebuie să cumpăr cantități foarte, foarte, foarte mari, foarte voluminos, mi-a foarte mult să-l spăl, îl prefer pe cel congelat. Varza de Bruxelles, aceasta nu este cea mai bună, se găsesc și mai bune și în general o prefer pe cea crudă. Se face mult mai bine și pare și mult mai gustoasă. Pe lângă legumele astea, ceea ce îmi lipsește de aici este sparanghelul, conopida și cred cam atât. Cam astea sunt legumele pe care le rotesc în fiecare seară la cină. Și acum că am terminat cu legumele, haideți să trecem tot la breakfast, pentru că cam tot ce mai am aici sunt, mă rog, nu neapărat doar pentru mic dejun, se pot mânca și la prânz sau cină, în funcție de cum vreți. Dar haideți să trecem la partea de lactate. La lactate avem, haideți că o să încep cu ăsta, untul meu preferat, untul Kerrygold, este unt irlandez de la Văcuțele Fericite din Irlanda. Este cel mai galben unt care se găsește în comerț și este și destul de gras. Pachetul vine 250 de grame la un preț foarte bun, mi se pare mie undeva la 12 lei sau 15 maxim. Iar are 82% grăsime și chiar se vede, este galben și foarte, foarte, foarte gustos. Aceasta este brânza mea preferată. Din nou, puteți să mâncați absolut orice brânză vă doriți. Eu vă arăt doar exemplele care îmi plac mie foarte mult. Acesta este un halloumi care îmi place destul de mult. Toate sunt cumpărate de la Mega. Nu știu câte dintre ele le veți găsi în alte magazine, dar cam eu îmi fac cumpărăturile la Mega. Acesta este un caș. E un exemplu de cașcaval pe care l-am. Îmi mai place cel de la Săveni și cel de la Babybel. În principiu, cele care sunt ambalate în ceară mi se par foarte bune și mi se pare că se păstrează foarte bine. Cel de la Săveni este un exemplu foarte bun. Ăsta este un caș de la Luptăria cu Caimac, care mie, mi se pare destul de bun. Cred că este singurul caș care îmi place. Și aici am două tipuri de cașcaval feliat, care este cașcaval feliat fără lactoză. Motivul pentru care l-am ales pe ăsta este că este foarte curat. El conține lapte de vacă pasteurizat, culturi lactice specifice și cam atât, amândouă. Toate alimentele pe care le vedeți aici sunt alimente curate, care nu conțin conservanți, nitriți, benzoat și alte produse chimice pe care nu știm să le citim sau nu știm despre ce e vorba. Nu conțin euri și asta este unul dintre cele mai importante lucruri în alimentația mea. Dacă suntem tot la lactate, acesta este iaurtul meu preferat, este iaurtul grecesc de 10% de la Olympus, absolut nimic din ce este aici nu este degresat și nici nu voi consuma vreodată alimente degresate pentru că le urăsc din tot sufletul meu, dar este un iaurt foarte bun, iaurt de bivoliță de la Transilvania, mi se pare că se numește brandul, dar pe acesta prefer, fac niște sosuri foarte bune cu el, sosuri de usturoi, o să vi le arăt. Și pe acelea. La lactate mai avem laptele acesta de bivoliță pe care de obicei îl pun în wafe. Dacă ați văzut clipul cu wafele, pentru wafe îl consum de obicei. Nu prea beau lapte pur și simplu pentru că nu se înțelege foarte bine cu stomacul meu și cred că foarte mulți dintre voi înțelegeți ceea ce spun. Și bineînțeles, alimentul de bază pe lângă unt
este, sunt ouăle. Pe acestea le cumpăr din magazin dacă nu găsesc ferme sau oameni de la care să cumpăr ouă de țară. Pe astea le găsesc a fi cele mai ok până acum. Am terminat cu lactatele și cu iaurtul, brânză, ouăle, cu lactatele și haideți să trecem mai departe către carne sau mezeluri, pentru că acolo sunt, e destul de limitată plaja de alimente. Voi începe cu mezelurile, pentru că știu că sunt foarte mulți oameni își doresc mezeluri, care să-l consume cu vafa aceea de migdale, despre care vă spuneam în clipul anterior. O să încep cu ăsta, este un piept de curcan, îl găsiți la Mega, la raionul acela de bio de la mezeluri. El conține carne de curcan, sare, vin alb, condimente, plante aromatice. Asta este tot ceea ce conține, asta este unul dintre motivele pentru care îl cumpăr pe acesta. Dacă vă uitați la raionul acela de bio la mezeluri, sunt mai multe relativ ok. Dacă o să treceți mai departe la mezelurile normale, o să vedeți că dacă le citiți etichetele, o să vă cruciți câte conțin. Mai este brandul acesta, Salinate, care conține doar pulpă de porc fără os, sare, condimente naturale este acesta, pentru că este pulpă de porc, mai au și ceafă de porc și încă ceva. Mezelurile acestea sunt foarte, foarte gustoase. Acestea sunt niște cârnați de cerb, sunt crud uscați și afumați. O să vă citesc și ce conțin. Aceștia nu sunt chiar atât de curați. Sunt tot de la raionul de bio, o să vi arăt puțin mai mult. Carne de cerb, carne de porc, slănină, carne de vită, sare, zaharuri, maltodextrină și dextroză. Asta este un lucru pe care nu ne-l dorim neapărat. Condimente, extracte de condimente, pudră din suc de mangold, pudră de acerola, pudră din suc de morcov, cultură starter. Dacă ne uităm la valorile nutriționale, la glucide au 1,7 grame de carbohidrați, dintre care 0,7 grame de zahăr pe 100 de grame. Pachetul conține 200 de grame, deci consumăm 1,4 grame de zahăr și aproximativ 3 grame și un pic de carbohidrați din tot pachetul. Asta mi se pare un lucru bun. Mă, cârnații ar avea carbohidrați în general, dar cârnații de genul ăsta au foarte mult zahăr în ei. Asta este problema, conținutul de zahăr. Avem o salată de icre, care nu sunt cele mai bune pentru că uleiul din ele, nu suntem foarte siguri de calitatea uleiului, însă ele sunt singurele icre curate care se găsesc pe piață, inclusiv fără griș. Spune așa, ingrediente, ulei de floarea soiului, icre de crap, icre de arama, sare, apă carbogazificată, zeamă de lămâie. Asta este tot ceea ce conțin și pentru faptul că nu au griș și nu au alți conservanți și alte chestii dubioase în ele, sunt icrele cele mai ok de pe piață, din câte le-am găsit eu. Bineînțeles, le excludem pe cele pe care le facem noi acasă, dar de cele mai multe ori noi le facem acasă cu griș. Destul de puțină lume nu pune griș în ele. Avem o opțiune de pateu. Pateurile o să vedeți că aproape toate conțin zahăr. Cel mai probabil și asta conține zahăr. Conține amidon. Carne de cerb, apă slănină, ficat de porc, ciuperci roșii uscate, ulei de măsline extra virgin, pătrunjel verde, sare, amidon, fibre alimentare, proteină vegetale, făină de orez, condimente, arome naturale. Făina de orez și amidonul sunt cele mai nasoale lucruri care se găsesc în pateul acesta. Oricum, toate conțin amidon, este imposibil. Dar dacă ne uităm la valorile nutriționale, dacă le și găsim, 0,4 grame de zahăr pe 100 de grame, iar acest, el conține 100 de grame, nu-l mănânc niciodată unul întreg. Ideea este să vă uitați atât la ingrediente cât și la valorile nutriționale. Eu, de exemplu, aici am făcut o excepție pentru faptul că conțin făină de orez și amidon, pentru simplul fapt că sunt foarte în spatele listei de alimente. Și între amidon și făină de orez prefer să conțină alimentele pe care le consum decât să conțină nitriți, benzoat de sodiu, sorbat de potasiu, euri și alte rahaturi care nu știu ce sunt. Făina de orez și amidonul mi-e clar ce sunt. Și ajungem acum și la pește. Aveam 3 exemple de pește. Ideea este ca peștele din conservă din nou să fie curat, să nu conțină conservanți, o să vă repet asta de mai multe ori. Și să fie în ulei de măsline. Eu încerc să aleg pește din ulei de conserve de pește în ulei de măsline și în general conservele în ulei de măsline. Acesta este unul dintre
ele, sardine, ulei de măsline, sare, cam asta e tot ceea ce conține. Ăsta este un filet de macrou care este la un preț super, super bun și este foarte, foarte gustos. Este și el tot în ulei de măsline. Conține filet de macrou, ulei de măsline, sare. Asta e tot ce conține și nu trebuie să conțină mai multe. Iar asta este o conservă de ton care este și ea foarte curată. Nu mi-e destul de greu să citesc. Ton, bucăți, ulei de măsline, frunze de busuioc, arome naturale. Și asta e tot ce conține tonul acesta. Este un ton foarte bun și este no drain, adică el nu are ulei înăuntru, se desface și se consumă exact așa cum este, fără să mai fie nevoie să îl scurge. Am terminat cu... astea sunt din nou ceea ce presupun mic dejunul și câteodată cina. După cum vedeți, nu am absolut niciun tip de carne pe masă, în primul rând pentru că nu prea mai am în frigider decât un piept de curcan, care nu este neapărat preferatul meu, și un piept de rață care este în congelator. Însă la carne nu avem absolut nicio restricție. Orice fel de carne, de pui, de pește, de porc, de vită, de oaie, de berbec, de gâscă, absolut orice fel de carne vă doriți să mâncați, o puteți consuma relaxat. N-are importanță dacă este grasă sau foadă. Eu am piept de curcan și piept de rață în frigider doar printr-o coincidență, să zicem. Dar în general prefer carnea mai grasă. Nu-mi place carnea foarte fadă. Am aici lângă mine, și o să termin puțin mai repede, ciocolată, pentru că de vrem să mâncăm și dulciuri, ciocolata. Acestea sunt cele trei variante, toate au 85% cacao. Încerc să le aleg cu minim 85% cacao. Ele conțin toate zahăr. De exemplu, aceasta de la Heidi, care este o ciocolată care se găsește peste tot și este și super accesibilă. Masă de cacao, unt de cacao, cacao pudră, zahăr emulsifiant. Numărul de carbohidrați sunt 12 grame de zahăr pe 100 de grame, ciocolata are 80 de grame de zahăr, eu mănânc în jur de un pătrățel din ăsta de ciocolată pe zi, nu mai mult. Deci vă dați seama care e cantitatea de zahăr și de carbohidrați pe care o consum din ciocolată. Îmi dau seama că foarte mulți dintre voi nu suportă, nu acceptă, nu sunt foarte încântați de ideea de ciocolată atât de neagră. Însă, alimentația low carb, repet, se bazează pe o alimentație complet fără zahăr, ceea ce înseamnă că veți experimenta și veți începe să cunoașteți alte gusturi, printre care și gustul amar. Iar gustul amar din ciocolată este un gust care mie mi-a plăcut întotdeauna. Și ca să terminăm cu acest haul, avem aici în spatele meu toată flota de nuci, aș putea să-i spun. Primele pe care le consum zilnic în wafe sunt făina, migdalele acestea pe care le fac făină, le-ați văzut deja în clipul cu wafele. Și în casă mai există foarte des fistic, acesta de la Nutline este unul dintre preferate, caju, cajuul a fost deja adevărat înainte să apuc să îl filmez. Asta este una dintre variantele de caju, caju crud, caju prăjit, din nou să fie cele prăjite să fie curate. Migdalele acestea, îmi cer scuze pentru zgomot, migdalele acestea sunt hidratate și decojite, sunt printre preferatele mele de mâncat, pur și simplu. Mai avem nuci pecan, acestea sunt crude, se găsesc și prăjite, dar prefer să le coc eu și să le folosesc, să le cumpăr crude și le coc. Alune, astea nu sunt neapărat preferatele mele, le prefer cele care nu sunt prăjite în ulei, ăsta e prăjit în ulei de palmier. Nu sunt, din nou, preferatele mele. Și mai avem semințe de dovleac și nucă de cocos. Cocosul îl consum ca atare de foarte multe ori. Mi se pare e destul de bun și se găsește la Mega în cutiuțe deja tăiat. O să vă întorc puțin mai spre mine. Acestea au fost alimentele nelipsite de la mine din frigider și de la mine din casă, în general. Sunt alimentele pe baza cărora îmi gândesc absolut toate mesele pe parcursul unei săptămâni. Dacă ați văzut, ele sunt destul de multe. Să vă dau așa niște tipuri la sfârșit. Este important să consumați legume verzi, destul de multe. Este important să consumați grăsimi sănătoase. Apropo de grăsimi, am uitat să vă arăt un alt lucru care nu lipsește niciodată din casă, uleiul de măsline. Pe acesta din comerț mi se pare cel mai bun.
Alta vreme cât consumați proteine, consumați grăsimi sănătoase, avocado, ulei de măsline, grăsime din pește e foarte bună sau din carne, din vită, chiar și din porc. Dacă sunteți ok cu lactatele, puteți să consumați și lactate, dar în cantități moderate. Vă luați absolut tot aportul de minerale, vitamine și orice nutrienți mai are nevoie corpul vostru. Cazul în care o să credeți că nu consum suficient de mult carbohidrați, cartoful dulce, roșiile, ardeiul gras, cajul, sunt alimente destul de bogate în carbohidrați și îmi iau mai mult decât am nevoie din ele. Încercam să văd dacă mai am ceva să vă arăt. Nu mai am absolut nimic să vă arăt. Aș vrea să vă spun un lucru foarte, foarte important. Alimentația low carb nu este o alimentație, nu este o dietă de slăbit. Dacă veți consuma low carb, nu înseamnă că veți slăbi atâta timp cât veți mânca supracaloric. Cu absolut orice dietă pe lumea asta, dacă mănânci subcaloric, mai puține calorii decât consumi într-o zi, vei slăbi. Chiar și dacă mănânci numai ciocolată. Asta vă pot garanta eu, pentru că am avut o dietă cu Nesty și cu Snickers în tinerețile mele, în care am slăbit enorm de mult. Era tot ceea ce consumam, 2 Snickers pe zi și 2 sau 3 sticle de Nesty din acelea la 0,5, dar asta nu înseamnă că eram sănătoasă, asta nu înseamnă că mă simțeam bine, asta nu înseamnă că arătam bine. Dieta low carb este o dietă care presupune consumul alimentelor foarte sănătoase și opțiunea mea și alimente foarte curate, pentru că chiar nu am nevoie de toți conservanții pe care îi bagă ei în mâncare. Și mai mult decât atât, după cum vedeți, există și variante fără conservanți. Durează puțin mai mult până le găsiți pe acelea potrivite pentru voi, iar pe urmă vă duceți punctochet.lovit, le cumpărați doar pe acelea și cumpărătorile nu mai sunt la fel de grele. Cam astea au fost alimentele, acum chiar o să închei. O să vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare, mai ales dacă ați ajuns până la sfârșit. Nu uitați de like, subscribe, poate și un comentariu la acest clip, iar noi ne revedem data viitoare. Pa!